Noi proiecte finanțate de Administrația Națională a Fondului Cultural Național vin să pună în valoare patrimoniul cultural al Severinului. Este vorba despre două proiecte prin intermediul cărora vor fi valorificate Castelul Artelor din oraș, dar și Cetatea Medievală a Severinului. Valoarea acestora depășește suma de 150.000 de lei. Potrivit primarului Marius Creciu, acestea vin să întregească strategia de creștere a atractivității turistice a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Două proiecte cu finanțare de la bugetul Fondului Cultural Național vin să ajute la punerea în valoare a patrimoniului turistic al municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Este în fapt vorba despre un proiect al primarului Marius Creciu, prin intermediul căruia se urmărește o mai bună punere în valoare a cetății medievale a Severinului, a insulei Adacale, dar și a Castelului Artelor. Două proiecte prin care încercăm să punem în valoare fosta insula Adacale și Castelul de Apă, și ne adresăm în principal tinerilor, pentru că aceste două proiecte sunt puse în valoare prin metode moderne, prin prezentare 2D, 3D, prin metode audio. Încercăm să ne adresăm tinerilor și să-i aducem către actul cultural și către actul turistic. Dacă cei mai, să zic, în vârstă, vin, vizitează aceste obiective turistice și unii dintre ei își aduc aminte de Adacale, tinerii, în conștiința tinerilor, aproape că nu există insula Adacale, Castelul de Apă nu știu la ce a folosit. Punctajul obținut de cele două proiecte clasează Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural din subordinea Primăriei Severinene în topul instituțiilor care au obținut finanțare. Proiectul Castelul și Apa și proiectul Octogon. Castelul și Apa se vizează amenajarea în continuare, racordarea la marile proiecte naționale și de turism, menținere a unui simbioze între arealul nostru natural și ne definește apa Dunărea. Al doilea proiect este vorba despre proiectul Octogon, ceea ce vizează 8 puncte ale cetății medievale care vor fi puse în valoare, care vor anima activitatea cetății și care vor atrage la fel o mulțime, mai ales de copii. Proiectul Orașul și Apa are o valoare de 70.000 de lei și propune reconstituirea vechii tehnologii de filtrare și distribuire a apei pentru consumul curent al orașului. Prin intermediul proiectului Octogon, un grup de tineri va învăța să construiască povești digitale despre evenimente din viața cetății medievale a Severinului.